Apele sacre ale lui Hercules îi întâmpină pe turiștii care aleg anual această stațiune milenară pentru efectele curative ale apelor termale. Sunt sacre într-adevăr, iar acest lucru și-a purtat vorba de-a lungul miilor de ani, aproape 2000. Stațiunea Băile Herculane are trei factori importanți pentru tratament, relatează băileherculane.ro. În primul rând, aerul, care conține particule ionizate care sunt numite aeroni, predominant negativi. Aeroionii negativi stimulează și armonizează majoritatea sistemelor vitale, la fel ca pe cele din sfera psihicului, amplifică regenerarea organismului, crescând astfel relaxarea, scade tensiunea arterială, iar per total vă veți simți mai echilibrați biologic și psihologic. Al doilea factor este reprezentat de climă. Băile Herculane are o climă de tip depresionar, având influențe vestice submediteranene. Vorbim totodată și despre întreaga bogăție a izvoarelor sale, izvoare sulfuroase, izvoare termominerale, izvoare cloruro-sodice. Apa sulfuroasă este recomandată în tratamentul unei game largi de boli interne și externe. Cele mai valoroase izvoare cu apă termală sulfuroasă se află în stațiunea Băile Herculane. Stațiunea dispune de numai puțin de 16 izvoare termominerale naturale, pe un traseu de circa 4 km de-a lungul Cernei, toate având specifică o concentrație mare de hidrogen sulfurat de până la 60 de miligrame per litru și un grad scăzut de reactivitate care aduce sănătate similară cu cea din stațiunile mai scumpe și mai puțin accesibile. Astfel, prin aceste izvoare sunt tratate afecțiunile reumatice, degenerative, afecțiuni respiratorii, precum și afecțiuni ginecologice. Apele termominerale de la Băile Herculane sunt destinate atât curelor externe cât și celor interne, în funcție de afecțiunea pe care o ameliorează sau tratează și de recomandările făcute de terapeut. O caracteristică a apelor minerale este că ele conțin hidrogen sulfurat în mare concentrație, până la 60 de miligrame per litru. Variază ca și spectru al temperaturii, începând de la 38,5 grade Celsius la ape minerale termale, cloruro-sodice, bicarbonatate și ajungând până la 62 de grade Celsius pentru apele minerale termale, cloruro-sodice, bromurate, iodate și sulfuroase. Prezintă o gamă variată de indicații terapeutice, însă cele mai comune sunt spondiloza, afecțiuni inflamatorii, afecțiuni ginecologice, afecțiuni respiratorii și afecțiuni cardiovasculare. Cel mai concret exemplu al impozanței beneficiilor apelor termale ne este oferit de către împărăteasa Elisabeta a Austriei, care s-a îndrăgostit de Băile Herculane și a recunoscut efectul curativ al apelor termale care sălășluiesc în dedesubturile acestei stațiuni milenare, conform Băile Herculane.ro.